Nu, nu, băieți. Un mic film numai. Numai cum arată podul de metal. Nu, nu, băieți, nu. Nu, dar... Numai așa s-a strecut granița, ia uite. Care graniță? Aici e țara noastră, mă tale doar înțelegi aici țara noastră. Aici e obiect strategic și nu se dă voie. Da, să filmăm cum... Cum arată țara noastră frumoasă de pe podul de metal. Ia uitați-o, dragi prieteni. Suntem Râbnița, Rezina, un pod de metal. Omul zice că n-avem voie pentru că suntem la noi acasă, de fapt. Asta e republica noastră. N-a venit nici să-l provocăm. A venit să filmăm și să vorbim cu oamenii de pe părțile locurilor. Ne apropiem numai de pod și venim înapoi. Nu se întâmplă nimic. Nu se poate. Dar de ce nu se poate? E ca eu sunt la șeful de gardă. E și nici șeful de gardă. Lasă, domnule, nu vă faci. Că e țara noastră. Eu doar sunt teritoriul Republicii Moldova, nu? Nu se dă voie, băi, și ia uitați-vă acolo. Și acolo. Nu, mă duc până la pot, până la Nistru și înapoi. Nu se dă voie, băiescu, dumneavoastră, vreți să chem poliție? Chemați poliția. Eu doar n-am încălcat nimic, domnule. Nu se poate, domnule. Matale, trebuie să înțelegi că e podul nostru, e țara noastră, Rezina, Râbnița, e tot a nostru. Eu înțeleg, statul ții cam ăsta să vire ca tu. Cine? Grișă! Da, măi, domnule, uite, până la marginea podului și venim înapoi. Nu se poate, băie. Până la marginea podului să vedem cum arată podul și venim înapoi, nu se vede. Țara noastră e frumoasă, e minunată, dar e ocupată de niște bandiți. Asta e podul care am vrut să-l văd, cum arată din metal. Că doar nu e nimic ieșit din comun, ia uitați-vă. Și oamenii nu ne dau voie nici să te apropii măcar. Se face ecou, foarte frumos. Ia uitați-vă și frumusețe. Ia că asta leagă Râbnița, Rezina. Noi am să punem stăpâniri pe țara asta, pe frumusețele ei, pe podurile noastre, pe Rezina, pe Râbnița, pe fabrică, pe uzină. Tot am să luăm înapoi. Tot am să luăm înapoi. Ia uitați-vă, satele noastre mor. Șor vinde și dispar magazinele, dispare tot. Uitați-vă și zonă frumoasă avem, și regiuni minunate, Nistru plin. Băieți, eliberați că e post-strategic. Și post-strategic, domnule, și faci rachete, bombe. Nu, rachete, dar nu se dă voie. Păi țara noastră, ăsta e pod, a cui e podul? Nu e are cum și. Dar fără permisiunea șeful de gardă nu se dă voie. Dar cine șef de gardă? Domnul Gladuneac. Și mă împușcat, ce faci? Nu vă împuși, dar nu se dă voie. Lasă-i separatiștii de partea, nu ne dau voie să te ducem, nu? Noi nu avem nici separatiști, noi avem. Noi am venit să le arătăm oamenilor, pentru că eu sunt Vasile Costiuc, vă spun. Vasile Costiuc de la Democrația Acasă. Suntem în plină campanie electorală și vorbim cu oamenii și am văzut podul de la Rezina Râbnița și vrem să vorbim cu oamenii și le arătăm frumusețele Moldovei, podurile noastre, râurile noastre. E țara noastră, dragi prieteni, cu regret, în statul nostru, în țara noastră, noi nu suntem stăpâni. Aici sunt stăpâni ocupanței, separatiștii, borfașii, bandiții, nicforciușii, andronași, plahotniuși, dodoni, șorișei, care vin cu mașina și vând cărnați și falimentează tot. Aici, pe regiunea asta, la Rezina, am găsit mai mulți magazine care au falimentat, că vine odată în săptămână borfașul ăsta de șor și vinde cărnațul lui. Și oamenii au rămas fără magazine. E o tragedie întreagă prin care trece neamul ăsta. Și noi încă credem în poveștile lui Dodon, al lui Voronin și acum deja al lui Usatăi, pentru că Tcaciu, cu sate, ești toți dintr-o brigadă, cu regret, vă spun. Nu-ți fă griji, mă, că noi zis, mă, nu n-am venit să sfurăm nică, n-am venit să-ți luăm podul, nu poți să le iau și pod. Doar lumea nici nu știe că avem așa poduri, vrem să le arătăm la oameni, ia uitați, un pod, când e construit, spuneți mai bine când e construit, cine l-a făcut? Rușii l-a făcut. Ia uitați-vă. Un pod cu stuhăriș, în partea e Râbnița, în partea asta e Rezina, aici e pe sub... Tot o să fie bine. Nu aș fi bine, dar aveți dreptul să vă aflați aici. Deși, fără în baza la și. Dar cine trebuie să-mi dai? Și să scrii permis că dă voie să mă apropii de pod? Da, trebuie. Ia ca eu am anunțat șeful de gard, l-am anunțat, am ușa să vină dumnealui în coas și sta de vorbă. Nu se dă voie, credeți voi, îmi fac eu serviciu. Eu înțeleg că îți faci serviciu. N-ai să rămâi fără salariu, că eu mă duc mai departe, mă duc în treaba mea. Mă uit ce uzine au rămas, și fabrici. Dragi prieteni, vă demonstrez că tot ce s-a construit în perioada sovietică s-a construit cu rea credință. Uitați-vă la fabricile și uzinile de la Rezina. Care răcnește? Care urlă? Tot a fost cu rea credință. Industria mare, prelucrătoare, a fost construită intenționat.
în partea cealaltă, în Transnistria, cum spunem noi, că atunci când s-o distrus, ei aveau planificări înainte de a se distruge Uniunea Sovietică, să ne țină priponiți. Și tot ce au făcut, au făcut pentru ca să ne țină o stație și să nu ne dezvoltăm, să nu ne ducem. Și uzinile, 30-40% din toată industria era în câteva orașe pe malul Nistrului, până la Tiraspol. Rezina, fiind de partea asta, nu a avut acces, dar Râmnița au avut. Întreprinderi mari. S-a agitat toată lumea. S-a luat bastonul. Nu s-a întâmplat, domnule, nimic. Suntem pe teritoriul Republicii Moldova. N-am bună trecut. Ziua. Bună ziua! Stânge camera, te rog. Camera stânge. Stânge-o, te rog. Chem poliție. Cheamă? Poftim. Că n-am făcut nimic ilegal. Stânge camera, că nu se dă voie să filmează. Dar și măi, întreprindere militară, măi, e pod, e rezina, e teritoriu. Ai să-i Moldova sau nu? Ce înseamnă obiect strategic? Ce înseamnă obiect strategic? Ești moldovan? Da? Și tu ești moldovan? Și ești fratele meu? Nu-s frate. Da, ba, da. Ești stânge. Repede. Repede să nu mă sfădiesc. Dar nu te sfădiesc, eu mă duc mai departe, gata. Nu te duci tu nicăiune. De ce? De atâta că eu nu vreau. Gata, mă, liniștiți-vă, eu mă duc mai departe. Stânge și șterge tu ce ai filmat. Nu vă faceți rușine, pentru că aici nu s-a întâmplat nimic. Aici e podul. Tu ai intrat ilegal la obiect strategic și gata. Ilegal la obiect strategic. Da. Eu eram pe post control la podul, dar el era trecut granița, da. Nu te duci tu nicăiuri. Dacă-s frate, las că facem frățești. Băi, băieți, nu vă faceți rușine, că... Nu ne facem de rușine, tu te-ai făcut. Eu am venit să filmez un pod care e peste Nistru, nu peste... Nu se dă voie de filmat, om de Dumnezeu. Aici e teritoriul Republicii Moldova? Da. Și da, unde e scris în statutul nostru e scris că de filmat. Podul ăsta e interzis. Țara regioasă, da, acolo. Arată. Nu, arată, arată legea. La moștere. Că m-am apropiat de un pod care duce pe Sinistru, asta e ilegal? E. Cum îți spun? Vasile Costiu cum spune. Dacă vrei să vezi, trebuie să vezi. Dar și voi cu internetul vostru. Ești strânge, șterge te. Nu mai șterg nimic, telefonul meu, e țara mea, e pământul meu. Și e obiect strategic în și parți... nu ai voie să intre pe teritoriul nostru și gata. Da, și înțeles? Trebuie permis special, omule. Să te apropii de podul ăsta. Să intre pe teritoriul, da, ia ca 20 de metri până la zonă, n-ai voie să... Până la care zonă? Ai văzut acolo și-i scris? Unde? Pe stâlp. N-am văzut. Stânge-te, rog, camera. Nu, tu dumneavoastră dincolo vineți. Da, măi, m-am urcat, m-am dat jos cu mașina. Ce zici, că nu duci nicăiuri. De ce nu mă duc? Că nu vreau eu să-ți dau voie. Haide, mă, și sechestrat. Nu, da, și... Eu m-am documentat, eu vă spun cum mă cheamă, nu... Ce zici, n-ai tu voie, de camera în coajă. Măi, telefonul meu și vrei dosar penal. Vreau, vreau. Ai să ai dosar penal pe... Eu sunt cetățean liber, nu căutați. Eu doar n-am venit să mă cer cu voi. Spune la Nacealnic Caraula și cheamă-l în coajă. Ei, Nacealnic Caraula. Nu, dar cum, dar? Băi, nu vrei să te supui, înseamnă ce că... Ce înseamnă să mă supun? Să te supui legii care e pentru pod și gata. Este statut a pazei militarizate. Nu e unitate militară. Aici e un pod care duci pe Sinistru. Da, dar e un obiect strategic care se păzăște de când e el. Ei, obiect și a intrat strategic. Ilegal. Am intrat ilegal. Ia că așa, dar cum? Auzi, bă, domn Vasile, haideam până acolo, ia și-ți dau în parte și ea și-i filma. Mă ducem pe celălalt. Vrei? Păi voi sunteți mai redeam decât așa. Nu, dar cum, dacă așa mă acolo stau, stau cu arma, nu ocupanții, stau cu arma, și aici stau cu băiețul și nu le dau voie să ne apropie. Băi, țara noastră, așa ești ocupanți. Nu știți așa de hătri. Vine să vin. Tu pentru că ne-ai stricat nii odihna, știi ce trebuie să faci la măiaței? Ce trebuie să faci? Să-mi dai ușigare. Da. Eu ți-am stricat odihna. Ne-ai stricat. Eu am voie să mă odihnesc două ore. Păi tu știi, odihnești mai departe să lucrăta. Nu, tu știu nicăiuri așa gata și... Să mă lămurez, mă, că n-am făcut nimic. N-ai făcut, ai făcut. Ce-am făcut? Să lămurit omul, n-ai voie să intre pe teritoriul obiectului. Și gata. Eu v-am spus, dumneavoastră, n-aveți dreptul, eu obiect pe zi, nu degeaba ședem aici. Mai nu vine nimeni să fură. Fără că așa au fost, s-o înțeles, s-o... asta nu-i treaba s-o dumneavoastră. Armă, dar stăm aici, înseamnă că nu stăm degeaba. N-am dus contrabandă, am intrat să văd cum arată nu-i podul. Nu-i voie de filmat și gata. Ia că ai spus, eu am țărât și statutul militar și tăt și ai să vezi că nu ești drept. Nu trebuie să mă sfădești eu cu tine.
Abdați-mi voi să mă duc și nu, iată. Nu te duci nicăiure, aici stai. Stai aici până și vine șeful de gardă și gata și... Dacă am zis așa, așa și... Că prinez vă două bastoane. E și prima dată. Nu, dar pu... Știți aici... Hai mai dăm voi să mă duc, măi, nu umblați cu postiile. Nu mă joc eu de-a chemiță. Da, să mă duc, mă, mă așteaptă băieții mei și cu voi. Nu, aștepte și... N-am făcut nimic ilegal, dați în pace. Teritoriul Republicii Moldova, nu-mi las vă faci de rușine, măi. Nu mă fac eu de rușine. Eu v-am preîntâmpinat. Ei, preîntâmpinat. Știți aici. Da. Și ați și mai rău ca cremele. Și dacă ai și rău, mare nu treabă. Nu să vii aceea să și... Și nu te duci nici ei ori. Nu știți ocupanți, măi, și voi. Nu sunt ocupante. Nu știți ocupanți, că... Eu îndeplinesc serviciu. Care? Tu faci bani pe asta, dar eu îndeplinesc serviciu. Eu lupt pentru neamul ăsta să... Luptule, luptatule. Vrei să mă reții? Ești polițist. Băi, cine sunt? Nu, dar ești polițist, vrei să mă reții? Tu ai intrat... Stai, stai o leacă. Ce să nu mă târâi eu cu tine, măi, Vasile, măi? Nu mai... Nu târâie. Băi, blea! El nu-i sănătos. El nu-i sănătos. Lovește dobitocul. M-a reținut și dă cu bita în mine. Că-i prost. Mi-a dat câteva bastoane. Că-i prost. Hai că vine înapoi. Asta e mai rău decât ocupantul. Asta dă cu bățul, mi-a dat câteva bastoane. Și de ce dai mine cu bastonul? Dar ce dai cu bastonul? Dar ce dai cu bastonul? Tu de ce lovești în mine? Tu, dar tu, de ce dai cu bastonul în mine? Pentru că... Pentru ce? Tu de ce dai cu bastonul în mine? Nu, ce scrie zona interzisă? Tu de ce ai dat cu bastonul în mine? Ești zdravân? Ha? Ești zdravân? De ce dai cu bastonul în mine? De ce dai cu bastonul în mine? Cum îți spune ție? Ce scrie? Trecere interzisă. Cum îți spune ție? De ce dai cu bastonul în mine? Trecere oprită, ori ce scrie? Da. De ce dai cu bastonul în mine? Trecere oprită. Da, acolo scrie că aveți dreptul să împușcați, să ușideți oameni. Băi, noi suntem în Moldova și faceți voi, băi. Dar dă cu mine, mă, odată în mine cu bastonul. Băi, strategic, la și de ce dai cu bastonul în mine? Stai, mă, sunt strategic. Dar ce dai cu bastonul în mine? Tu de ce dai cu bastonul în mine? Lasă-i șar. Ia strategic, ești gata să-i împuște pe noi. Dar de ce dai cu bastonul în mine? Care strategic? Când i-a furat tetul pământul nostru, asta strategic? Nu cătați pământ, va ajunge. Ia uite-l. Domnule, eu pe podul este ea, podul este ea. Ăștia au dat cu bastonul în mine. Mi-a dat două spinare. La cur ți-am dat, nu ți-am dat schinare. La cur, da? Și tu ești normal la capă, tu ești moldovană. Tu ești mai rău ca cazașii, băi. Tu dai în frații tăi, băi. Tu ești normal la cap. De ce lovești în mine? Pentru că au pus rezistență. Eu am pus rezistență? Da. Băi, și ni sunt sât. Și dă cu bita în mine. Ai... Moldoveni, le mai trebuie lor cazaci, le trebuie soldați ruși, ăsta dă în tine. Asta e vorbește în română și dă cu bita în mine. Ia că-ți duci înapoi. Care ocupanți, bă, că ăștia sunt mai răi decât ocupanți, bă, el dă cu bita, băi. Ce nu ți-i rușine chiar? Mă, pentru că ai fugit. Că și fugit, bă, ești pe teritoriul Republicii, tu de ce mă ții? Te oprești să vină cealnic Caraul. Să-mi dai cu bita mine. De eu spun mâna să-ți dau cu dânsa. Încear. Cum îți spune, măcar? Cum îți spune? Dacă ești așa important. Român mă cheamă. Român te cheamă, da? Vai de cap tău.